puși gigantice s-au plimbat în alai pe străzile din Craiova. Așa a început festivalul Puppets Occupy Street. Doamne, toate festivalurile au nume englezești. Da. Adică păpușile ocupă strada. Și acum, cum zicem, hundreds of people, sute de oameni au ieșit din case cu copii în brațe să admire carele alegorice și marionetele uriașe. Huge. Carele alegorice de mărimi impresionante au transformat Craiova într-o imensă scenă a distracției. Păpușile și luminile spectaculoase au creat o atmosferă de bază. Ce păpușă ți-a plăcut cel mai mult? Dragonul! Pentru copil, să vedem păpușile! Acesta a fost doar startul unui maraton de voie bună și culoare, pentru că surprizele vor curge toată săptămâna. Că avem ateliere de creație, avem spectacole, avem concerte, avem foarte multe happening-uri. Anul acesta am avut încă un dragonel care și vorbește. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Am mai fost în edițiile trecute, dar nu atât de mult pe cât mi-aș dori acum, pentru că nu l-aveam pe cel mic. Festivalul Puppets Occupy Street, aflat la a patra ediție, se va încheia cu concertul trupei Farfarello din Germania, pe 1 septembrie.